sunt mai relaxat decât alții. Și aș vrea să împărtășesc doar câteva gânduri din textul care s-a citit, din cartea Cântarea Cântărilor. Practic, avem două texte în Scripturi care vorbesc despre dragoste. Un text în Noul Testament, care vorbește despre relația de dragoste în cadrul bisericii, este vorba de Întâi de Crescuri. Este vorba dragoste, da? Și este vorba despre acest text care a fost citit. Dar în textul acesta este vorba de o dragoste maritală. Nu sunt de acord cu celelalte interpretări care sunt atribuite cărții Cântarea Cântărilor. Cred că interpretarea naturală, istorică, este cea mai potrivită. Este vorba despre o relație de iubire între un bărbat, Solomon, și o tânără. Și aș vrea, în câteva cuvinte, să creez un portret al dragostei maritale. Portret care mi-am dorit să se regăsească și în relația